Înapoi la știu, cum să îngropi 130.000 de euro dacă ești italian? Întâlnește o româncă. Fabrizio, un bărbat de 60 de ani din Italia, a fost înșelat timp de 2 ani de ancuța o femeie dintr-un sat din Timișoara. Cei doi țineau legătura pe internet și nu se văzuseră niciodată. Femeia l-a convins să-i trimită regulat bani cu promisiunea că la un moment dat ea se va muta împreună cu el, scrie Gazeta Românească. Metoda folosită? Înmormântarea. Din când în când, femeia îi povestea necazurile prin care trece și spunea că rudele și prietenii apropiați au murit rând pe rând, ba în accidente, ba în spital de COVID. I-a cerut pentru 7 mormântări 130.000 de euro. Ancuța a tocat apoi banii la păcănele. Bărbatul și-a luat inima în dinți și a venit până în România să vadă pe ce s-au dus banii pe care i-a trimis. A luat cu el și o echipă de jurnaliști de la televiziunea Mediaset. Așa Mediaset. Și așa a aflat cu stupoare că multe dintre rudele pe care acesta le mormântase, trăiau. Fabrizio a întâlnit-o pe Ancuța într-un bar, la Păcănele, supărată că a fost descoperită. Femeia i-a spus că vrea să meargă cu el în Italia, să muncească, să-i dea bani înapoi, însă pentru asta are nevoie de alți bani. Deci Ancuța continuă, vezi, și după ce a fost prinsă, ea ar vrea să meargă cu omul să-l ajute, să muncească, să recupereze banii, dar întâi mai are nevoie de niște bani. Păi, nu? Cu ce să pleci? Vezi, unde mă, pleci Irina, și ziceai că de ce le duc marinarii pe doamne la detectorul cu minciuni. Uite de asta, uite ce le duce mintea pe una. Păi stai mă puțin. Până la urmă, știi cum e vorba aia. Nu e prostă la care cere, e prostă la care dă. Până la urmă, tu ce faci? 2 ani de zile vorbești cu cineva pe internet și nu verifici sau nu te întâlnești în niciun fel cu persoana respectivă și în pandemie ce vrei trimiți să facă? Greu să se întâlnească, mai ales Italia, România, țări grav afectate. Greu. S-au întâlnit oamenii online, okay, nu asta le-am spus. Hai, ai trimis odată 10.000, 20.000, 30.000, mă, dacă oprești, mă, la un moment dat, ajungi la 130.000 de euro și pe aia tot tu ești ăla supăratul că de ce ai picat în așa capcană. Adică, până la urmă, ți-a zis femeia de o mormântare, de 2, de 3, de 7, știi că am bancul ăla, că ai venit și tu și mi-ai spus un banc. Măi, am senzația că îmi porți ghinion, știi, dacă de când te cunosc mi-au murit 7 rude, o mai închei și eu conversația că am senzația că îmi porți ghinion. Îmi place că n-am încercat să găsească alte scuze, alte motive. A văzut că merge asta cu mormântarea, dă-o până la capăt. Acum sigur noi râdem de cazul ăsta, ne permitem să râdem, dar sunt o grămadă de țepari din ăștia online care păcălesc copii, care păcălesc bătrâni. Omul ăsta era un adult, până la urmă, italianul, și a mușcat-o, ce să facem? Dar sunt copiii și bătrânii pe care nu îi protejează nimeni, ei nu se pot proteja. Legile de la noi mi se pare că nu fac nimic în acest sens. Sunt acolo lăsați în câmpul deschis de luptă. Bun, știi că am avut zilele trecute, am arătat topul căutărilor pe EMAG și România era în top cu niște lucruri năstrusnice, printre care bani gratis, și sunt și ne gândim că poate Ancuța o fi căutat bani gratis și o fi găsit vreun link către domnul ăsta. Eu cred că a găsit aparatul ăla, mă. A găsit șmecherometru. A găsit șmecherometru și l-a păcălit pe italian 130.000 de euro. Trist este că de bani ăștia nu s-a ales nimic, pentru că dacă femeia a jucat la păcănele, practic a luat de la zero. Aș vrea să ne întoarcem în jurul la Ovidiu Eftimie și Ovidiu, am vrea să te întrebăm care crezi că e ecuația asta? Suntem noi prea buni sau italienii prea naivi? A, nu. Să fii fraier este un atribut universal. Știu un caz mai recent în România în care unul a trâncănit vreo 4 ani pe internet, pe Facebook, are nevoie de voturi și l-a fost după aia prim-ministru și a băgat țara în datorii. Și ăla ne-a tras o țeapă de vreo câteva miliarde de euro. Bine, acum nu mai e prim-ministru, nu știu ce mai e președinte de partid sau ceva de genul ăsta. Dar la italian s-a mai întâmplat o chestie de asta, nu? Recent era un hambalist care a avut o gagică imaginară prin America de Sud pe undeva și i-a trimis câteva milioane. Deci, aparent, singura, dacă vrei, ca să poți să fii fraierii, trebuie totuși să ai și niște bani, pentru că dacă ești sărac, mai rare ai aceste șanse. Deci de-aia sunt probabil mai mulți italieni fraieriți cu chestii de genul ăsta decât români, că noi suntem un pic mai săraci. Deci asta e tot, că nimeni nu te... Dacă ești un amărât care câștigă, nu știu, 1.000 de euro pe lună, nu se fraierească nimeni de 130.000 de euro. Dar omul era mai cu bani și atunci nu. La fel cum tot acuză ăștia în Parlament că multinaționalele ne fură bani și duc din țară, ia uite, femeile românce patriote fură bani din afara țării și aduc înapoi în România, îi bagă păcănele.
Și după aia banii din păcănele se duc și ei în afara țării la firmele care dețin păcănele. Este circulația banilor în natură și am citit un articol în Ziarul Financiar care spunea că zice, trebuie o viteză de mișcare a banilor dacă vrem să nu avem inflație sau o chestie de genul ăsta, că altfel se face criză economică. Și zic, bă, prin orice metodă și prin metoda asta, dacă se poate, nu. Ce să facem? Să circule banii cât mai repede între țări ca să nu crească inflația. Bun, dar pe de altă parte, na, știi, imaginea noastră de români, în cazul acesta de români, ce are de suferit? Ce ne facem cu pierderile astea? Am că nu sunt numai români. Am o bănuială că în Europa nu eram cunoscuți ca aia cinstiții. Sau ca... Despre români ce s-a spus multă vreme că sunt frumoase, nu că sunt cinstite. Mai degrabă eu știam că italienii sunt ăia șarmanți, ăia îmbârligători. Uite că acum se schimbă lucrurile. Le-am cam tras țepe în ultima perioadă. Da, da, mă rog, au și ei oamenii lor care își trag țepe între ei, numai că îi arestează, cum se numesc, ăia de la Cosa Nostra și chestii de astea. Există mai multe diferențe de țeapă. Dar zic asta, că reputația noastră despre femeile românce erau doar că sunt frumoase. Despre capacitatea lor de a stoarce bani de la fraier nu s-a povestit foarte mult. Mulțumim foarte mult, Ovidiu, pentru aceste perspective noi, până la urma urmei. Și aș vrea să mergem și în juriu la Călin Biriș, pentru că am deschis această discuție legată de felul în care, uite, ne promovăm, pentru că o țară nu poate fi promovată doar prin campanii din acelea clasice cu spoturi publicitare sau cu logo sau cu la târguri de turism, se promovează și prin oamenii, prin populația în sine. Și aș vrea să te întreb, cum am putea să facem, cum am putea gândi o campanie de comunicare astfel încât imaginea românilor de peste hotare să nu ne mai influențeze cumva parcursul nostru al celorlalți care călcăm în țările din vestul Europei? Acum, particular la această știre, vreau să știe că ceea ce a făcut Românca nu este o chestiune inovativă. Acest gen de scam, de șmecherie există de foarte mult timp, de câțiva ani și există inclusiv pagini de internet, inclusiv de la FBI, de la nivel de Statele Unite, care vorbesc despre romance scam, care deja este o structură clasică în care întâlnești o persoană pe internet, persoana respectivă se dă super îndrăgostită de tine și încearcă să te facă să te îndrăgostești repede de ea. Bineînțeles că este un profil fals. În cazul de față a fost pe bune o persoană din România cu numele ei, dar de obicei este o persoană falsă, cu identitate furată, cu poze care sunt de la alte persoane și se folosesc de această identitate pentru a crea acea iubire falsă cu persoana cu care se duce comunicarea, iar un semn de întrebare este atunci când vrei să te întâlnești cu persoana respectivă, este că nu poate să vină la întâlnire din diverse motive și tot timpul cere bani ca să poată să vină la întâlnire. Ba are nevoie de bani de avion, ba trebuie să... și are nevoie de bani doar temporar, pentru că ți dă înapoi când te întâlnești. Asta este formula magică. Ți dau înapoi când ne vedem și niciodată, bineînțeles, că nu te vezi și de fiecare dată intervine o altă scuză de ce nu vă puteți vedea și o altă scuză de a cere mai mulți bani. Deci nu este o chestiune nouă, este deja de câți bani care rulează pe internet, doar din păcate tot mai mulți devin fraieriți de această schemă. Și conform unui studiu pe care l-am citit recent pe internet, în Statele Unite în anul 2020 pierderile au fost de peste 300 de milioane de dolari din astfel de schemuri. Și vorbim de Statele Unite. Deci nu putem vorbi că doar în România și că România își face o imagine proastă datorită acestui schem, pentru că cred că noi avem foarte puțin schemuri de genul acesta față de alte țări. Acum, revenind la întrebarea pe care ați avut-o, cum putem să creăm o imagine mai bună a României, este în primul rând să oferim o educație bună populației, ca să nu creăm astfel de personaje care să fie mai shady, mai cu interese ascunse. Asta e primul pas, ai o educație bună și chiar în știrile de ieri și în concursul de ieri a fost discuția despre bugetul educației care a scăzut, ceea ce este o mare greșeală. Educația trebuie să se investească și să crească investițiile în educație și asta o susțin. Și în al doilea rând, dacă vrei să-ți creezi o imagine bună, trebuie să comunici internațional subiectele care îți creează o imagine bună. Iar pentru asta trebuie să ai ce să comunici.
dacă tu ești la coada țărilor vaccinate, că, apropo de subiectul vaccinării, normal că nu poți să te lauzi cu rata de vaccinare în țara ta. Dacă nu ai cei mai buni ingineri, nu te poți lăuda cu asta. Dacă nu ai cele mai bune startup-uri, nu te poți lăuda cu asta. Deci, în primul rând, trebuie să creezi mesaje de comunicare, să ai ce să comunici, iar mai apoi să te promovezi. Dar eu cred că ne lipsește încă foarte mult partea asta de cu ce să ieșim în față și să ne mândrim, să ne creăm această identitate bună și să mai scăpăm de tot ce se întâmplă cu partea politică la noi în țară, care cred că ne dăunează foarte mult la imagine. Faptul că e această instabilitate politică și că tot mai mult se vorbește de țară coruptă și de legile justiției care se îndoiesc și așa mai departe, creează o imagine îndoielnică la nivel internațional. Și asta spun, în primul rând trebuie să vorbească faptele de la sine, pentru că mai apoi, prin comunicare, tu promovezi și crești impactul faptelor de la sine. La fel este și cu companiile. Degeaba ai un produs slab, că dacă îl promovezi, îți vei face mai mult rău. Pentru că tu promovezi un produs slab care primește feedback negativ din piață și poate tu îți falimentezi compania. În schimb, dacă ai produs bun, de calitate, atunci vei avea ce să comunici. Și eu cred că aici ar trebui să lucrăm în primul rând. Să avem acel produs, acea imagine bună a țării în interior. Noi să fim fericiți cu lucrurile extraordinare care se întâmplă. Că vom avea autostrăzi și că sunt legate și că nu lucrăm 20 de ani ca să avem un kilometru de autostradă. Da? Că avem autostrăzi, că nu mai avem corupție. Să lucrăm în primul rând la imaginea țării de care noi să fim mulțumiți ca și români. Iar mai apoi vom avea ce să comunicăm internațional. Schemurile online se vor mai întâmpla. Nu suntem lideri la schemuri online. Deci nu mi-aș bate capul cu asta. Aici avem un caz particular. Mi s-a părut foarte haios cum a cerut bani de înmormântări una peste alta. Este ceva diferit față de ce am mai auzit. Dar aici eu aș recomanda cei care simțiți că cineva se îndrăgostește de voi online, întotdeauna nu dați bani dacă nu vă vedeți fizic cu persoana respectivă, ca să vă cunoașteți mai bine. Nu există iubire online și ne întâlnim doar dacă îmi dai bani. Nu există chestia asta. Este un scam. Ar trebui să fie primul semn. Al doilea semn, uitați-vă după imaginile care sunt folosite de către aceste persoane, căutați-le pe Google, căutați-le pe motoarele de căutare, să vedeți dacă nu sunt imagini furate de pe alte conturi. Poate să fie un semn care ar să vă ajute. Cam acestea și întotdeauna uitați-vă să nu fie persoane din alte țări care se îndrăgostesc de voi. Pentru că de obicei acestea cer bani ca să se întâlnească cu voi. Cer bani de avion, cer bani de bagaje, cer bani de tot felul. Deci schema este persoane din alte țări.